Eu sunt mareșal Ion Antonescu și acesta este portretul meu. De la moartea mea și până în 1989, adică timp de 43 de ani, cazul meu a fost prea puțin dezbătut. Situația politică nu o permitea, am fost un ofițer bine pregătit și demn de uniforma armatei, dar asemenea multor ofițeri europeni am fost depășit de evoluția conflictului. În 1941, eram convins că Hitler va câștiga războiul și că va fixa termenii păcii viitoare. Puțin mai sperau în vara lui 1941 că Anglia nu va fi îngenunchiată. Dar apoi, intrarea în război a Americii a schimbat datele problemei. Puțin mai credeau în vara lui 1942 că URSS și Stalin mai au vreo șansă, dar evenimente precum cele de la Stalingrad sau Kursk au întors sensul ofensivei. În fața ambiției britanicilor, forței Americii și sacrificiului sovieticilor, armata germană a intrat în agonie. Aliat al Germaniei, am fost victima propriei mele încrederi totale în liderul ei. Îmi recunosc greșeala de a fi făcut acordul pentru alianța României cu Germania verbal și de a nu fi făcut niciun acord scris cu Hitler. Am fost orbit de încrederea pe care o aveam în Hitler, dar și în regele Mihai al României. În vara anului 1944, ne aflam în război de partea Germaniei. Întors de pe frontul din Moldova, pe 22 august, am cerut o audiență cu regele pentru a discuta următorii pași. Părerile noastre erau diferite. Eu susțineam alianța cu nemții. El susținea că interesul țării este de a înceta colaborarea cu Germania și de a ne alătura aliaților după semnarea unui armistițiu. Nu am fost de acord. Îmi era teamă că vom lăsa loc ocupației sovietice. Așa că am fost demis și arestat. Imediat după aceea, România a ieșit din alianța cu puterile axei, iar a doua zi, nemții au bombardat Bucureștiul. Pe 31 august, când armata sovietică a intrat în București, am fost predat generalului rus Burenin și am devenit prizonier al rușilor timp de un an și jumătate. Deși am fost considerat criminal de război, nu am fost judecat în procesele de la Nürnberg. Am fost judecat, în schimb, în România de un tribunal constituit de comuniști și dirijat complet de Moscova. În timpul procesului, mi-am menținut ferm punctul de vedere. Așa cum am spus pe 6 mai 1946, vă spun și vouă astăzi, acest război, care s-a sfârșit cu înfrângerea Germaniei, nu va pune capăt conflictului mondial deschis în 1914. Prevăd un al treilea război mondial, care va pune omenirea pe adevăratele ei temelii sociale. Ca atare, voi și urmașii voștri veți face mâine ceea ce eu am încercat să fac astăzi, dar am fost înfrânt. Dacă aș fi fost învingător, aș fi avut statui în fiecare oraș al României. În fine, am fost condamnat la moarte. Iar avocatul meu m-a sfătuit să cer clemență regală printr-o cerere de grațiere, dar am refuzat. Dacă aș fi făcut asta, l-aș fi pus pe suveran într-o situație fără ieșire. Fie ar fi fost acuzat de lipsă de patriotism, fie de simpatii naziste. Am cerut să fiu executat de armată, dar am fost refuzat. Pe 1 iunie 1946, la Jilava, am salutat, s-a tras, apoi am căzut. N-au fost în stare să mă ucidă din prima. Am ridicat o mână și le-am spus că nu m-a omorât. Apoi au mai tras de cinci ori până să se termine totul. În aceeași zi, guvernul comunist mi-a adus primul omagiu. Rămășițele mele au fost arse, iar cenușa a fost răspândită pe câmpie nu departe de Jilava.